Doamna moarte, nu sărută mâna. Nu mai regretam și nu era foarte de mult. Începusem să mă obișnuiesc în cor. Papagalii repetau, e o toamnă lungă, toamna noastră albastra urie dulce toamnă, cerul negru pământ moare și screme, pe trupuri oarbe de piatră neagră, neagră, nu mai regretam nimic. Mă obișnuisem. Cine era mort, ori încă viu, arestat sau liber? În toamna libertății noastre... În libertate mereu se face toamnă ca într-un peisaj de MB. Poroncim frunzelor de arțar să fie frunze și încă verzi, pe mișcătoare singurătăți, pe umblate ticăloșii de pirați și ne umblete, despicând clepsidra de nisip a umbletului universal. Fato! Dintre toți ajunsesem să fiu cel care nu mai locuiește printre iluzii. E bine că-ți spun așa. Ministrul Educației din Franța până la apusul soarelui demisionează. Două sinucideri. Voi termina acest poem, un oarecare ghet. Fato, tu! Nu ești băiețel de nisip, îngurgitând sperma ca pe iluzii. Știu, vom muri, murim, suntem morții. Vii! Și tu știi asta. Filmată de la școala cu demisia pe masă a Franței și a tuturor țărilor care nu mai cred în nimic. În nimic! Și totuși? Nimicul provine din ceva, adică ai fost creată după chipul și asemănarea mea. Nu te sinucide! Promitem! Timpul este Schopenhauer, filozof, despre care a scris un om mai mare decât Franța, mister Howell Beck. Porumbacele. Porumbițelor a nu se explica neretoric. Știu despre cine vorbesc, neicaric, dând din aripi. Mersi, Boco, Vangelis ex matriculat din Grecia, pentru cei fără de vină, un poem mult prea lung. Timpul deșirându-se în orizontul papagal. Bun de mâncare! Domnul poet, păcătuiți cu bună știință această țară, patrie, lume, elocuită de papagali? Și dumneavoastră știți cine e Adrian? Și pe un întinsă, pe pâine de Ignat, nu-i mâncați! vorbiți în parabole, în parabole, în genunchi, vă rugăm, poezia are culoarea curcubeului, cui să acord grațierea celor pământești? Parisul funebru, ministrul educației funebru, fetiș tabu prezident de la Republic, două sinucideri și nicio demisie. A nu se asuma păcatele lumii, precum Dumnezeirea și pâinea durerii. Imne triunfal! M-am născut în același an cu fratele meu. 1940. Cum să se nască doi copii în același an? Nu suntem gemeni. Eroare socială. Am roșii, ouă și struguri de secetă. Cei arestați nu vor scăpa pe cauțiune, vinovații de moarte nu vor fi omorâți. Cei vii vor mai trăi, o sândiții se vor speria. Neștiutorii cu ghiotura se vor învrednici de umbra pământului. Curtea marțială judecava pe cei care au drept de viață și de moarte. Și iată numele acestora, frunzele încă verzi, toamna siderală. Acesta e fiul și moartea, timpul mai mult ca perfect, pentru care cei nu mă cred. Să citească poezia Anei Blandiana, Cătălina Frăsinei.